era preconizat să producă, conform deciziei Consiliului Republican a Partidului Socialiștilor. Azi a fost congresul de dare de seamă și de alegerea noului președinte, noului vechi președinte a Partidului Socialiștilor. Este o decizie a noastră comună a conducerii partidului, de ce eu cu cea mai mare satisfacție, cu cea mai mare plăcere și cu foarte multă încredere din partea la toți membrii de partid, am transmis și a fost votat unanim de către Congresul Partidului funcția de președinte a partidului, domnul Igor Dodon. Îi urăm colegului nostru mult succes, toată echipa este alături, toți suntem împreună, nu s-a produs nimic ce să vehicula prin presă, că o să aveți surpriză. Surprizele la noi toate sunt foarte bine gândite și foarte planificate. Poate fi surpriză pentru dumneavoastră, cei din mass media care așteptați, pentru noi totul este foarte bine chipzuit și foarte bine gândit. Domn președinte, da, vă succes. Mulțumesc. În primul rând mă adresez concetățenilor care ne privesc acum. Astăzi a avut loc ședința sau congresul al 16-lea al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Congres ordinar, pentru că vreau să vă spun că 4 ani în urmă, la congresul ordinar, președintea Partidului Socialiștilor a fost alesă doamna Greceanu. Deci, ordinar, peste 4 ani, trebuie să aibă loc următoarea ședință a congresului pentru alegerea conducerii. Vreau să mulțumesc colegilor care din nou mi-au oferit posibilitatea să fiu liderul președintele Partidului Socialiștilor. Apropo, 9 ani în urmă, în anul 2011, tot în decembrie, pe data de 18 decembrie, eu am fost numit lider al Partidului Socialiștilor, un partid care era la început de cale, cu toate că avea o anumită vechime de existență, dar niciodată nu ajunsese să fie partid parlamentar. În 2011, colegii mi-au dat acest vot de încredere și am reușit din 2011, din un partid care niciodată nu a avut perspectivă parlamentară, să devină cea mai importantă forță politică din Republica Moldova. Eu vreau să mulțumesc colegilor pentru această încredere, vreau să mulțumesc doamnei Greceanu pentru faptul că 4 ani a fost la cârma Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Ce reprezintă Partidul Socialiștilor la moment, cunoașteți, este partidul cu cea mai mare fracțiune în Parlament, 37 de deputați, este partidul cu cel mai mare număr de președinți de raioane, peste 20, este partidul cu cel mai mare număr de primari în localități rurale și urbane. Suntem reprezentanți în, practic, în fiecare localitate din Republica Moldova. Este evident că următoarele evenimente politice și decizii politice importante în Republica Moldova, fără participarea Partidului Socialiștilor, nu sunt posibile. De aceea, astăzi am discutat și despre agenda politică pe viitor pentru anul următor. Agenda noastră pentru următorul an cuprinde două obiective de bază. Primul ține de întărirea în continuare a Partidului Socialiștilor atât la nivel central cât și la nivel local. Și doi, pregătirea și învingerea la alegerile parlamentare anticipate care vor avea loc la sigur în anul 2021. Noi nu intrăm nici într-o coaliție parlamentară în acest Parlament. În Parlamentul, în legislatura curentă, nu vedem sensul de a face coaliții parlamentare, după ce am făcut coaliții și cu cei de dreapta și cu cei de centru. Înțelegem că s-au epuizat orice posibile acte de coalizare, de aceea noi pledăm în continuare doar pentru alegeri parlamentare anticipate. După alegerile parlamentare anticipate, în funcție de rezultate, vom lua decizii separate. De aceea îndemnăm președintele țării cât mai repede să inițieze procedurile legale pe care noi le-am dat start o săptămână în urmă pentru dizolvarea Parlamentului. Alte soluții la această etapă nu sunt. Deci, obiectivul numărul 1 este pregătirea și învingerea Partidului Socialiștilor la următoarele alegeri parlamentare anticipate. Partidul Socialiștilor spune că are deja o candidatură pentru funcția de lider. Ce va face Nu poate să aibă un partid candidat la funcția de premier, pentru că candidatul la funcția de premier îl înaintează președintele țării. Președintele țării, așa cum am făcut-o eu, la diferite etape, trebuie să inițieze dialogul și, dacă dorește și dacă poate, să creeze un guvern. Eu am creat guvern. Atunci când a fost dificil pentru țară, eu am creat guvern
am găsit posibilitatea să creez guvern și cu partide de dreapta și cu partide de centru. În rest, orice declarație din partea partidelor, fără inițierea acestei candidaturi din partea președintelui țării, acestea sunt doar declarații publice. Fracțiunea Șor zice că vrea o majoritate în Parlament și că vrea să poarte negocieri cu fracțiunile parlamentare, astfel încât să fie înaintat un candidat la funcția de premier din partea majorității. Fracțiunea Partidului Socialiștilor nu merge la crearea coalițiilor parlamentare în actualul legislativ. Punct. De ce evenimentul s-a desfășurat cu ușile închise? Orice congres la orice partid politic are și perioade sau etape când se fac discuții deschise, altele când se fac discuții detaliate, mai închise. De aceea a fost o discuție destul de bună. Doar raportul meu a durat o oră și ceva, unde am detaliat ce am făcut până acum și ce vrem să facem mai departe. A durat mai mult decât am preconizat. Noi am crezut că într-o oră jumătate finalizăm. A durat 3 ore. A fost o discuție foarte bună. Ea va continua în luna ianuarie, într-a doua jumătate, la ședința Consiliului Republican, unde deja vom avea planul acțiuni detaliat pe fiecare săptămână, lună din anul următor. Doamna Sandu propune o candidatură la funcția de premier, PSRM nu va vota? Să o propună, pe urmă vedem. Demisia lui Unchiu este sau nu o capcană, așa cum zic cei de la PAS, platforma, da, și faptul că ați utilizat tactica pământului pârvorit. Numai fricoșii îi văd că capcane în așa ceva. Oamenii și policienii responsabili și policienii îndrăzneți văd oportunități în orice acțiune. S-a cerut din partea unora demisia. Noi nu am mers la demisie atunci când s-a cerut. Noi ne-am asumat față cetățeni că lăsăm țara cu buget, cu politica fiscală, cu bani în conturi. O să vedeți mâine raportul prim-ministrului Chicu, care a făcut față tuturor provocărilor și care am lăsat țara pregătită cu buget, cu politica fiscală, cu contract la gaz pentru anul viitor, cu bani în cont pentru salarii și pensii, tot absolut este. Cei care vorbesc de pământ pârjolit și că le lăsăm țara cum le lăsăm, vreau să le aduc aminte ce spuneau ei în luna noiembrie anul trecut și în octombrie. Că dacă se numește guvernul Chicu, atunci țara se duce în prăpastie. Noi am reușit într-un an de zile, foarte dificil, într-un an cu pandemie, cu secetă, cu criză politică, să facem față lucrurilor. Aveți posibilitatea să demonstrați același lucru, cum l-am făcut noi în perioada dificilă din acest an. De unde știți ce va raporta mâine, domnul Chicu? Dumnealui deja a spus public despre acesta, despre buget, despre tot absolut. Da, ați văzut dumneavoastră acel raport? Nu. Cui aparține automobilul care ați venit astăzi la eveniment? Să întrebați colegii din pază care sunt responsabili de acest. Mai sunt întrebări? Da, poftim. Dumneavoastră n-ați dat. Unii deputați PAS spun că o soluție pentru declanșarea anticipatelor ar fi ca deputații să-și dea demisia. Unii deputați din opoziție, din echipa actualului președinte, sunt fantaziori politici. Ei cred că așa se poate descris Constituția pe genunchi și mulți dintre dânșii văd că iau activitatea sau iau exemplu de la cei care au fost în coaliție Maia Sandu de la Plahotniuc, care cred că se poate așa de jucat cu Constituția. În Constituție este indicat expres ce trebuie să se întâmple. Guvernul și-a dat demisia. Mai departe, este hotărârea Curții Constituționale din 1 august anul curent, care spune că, indiferent de rezultatele discuțiilor, consultărilor cu fracțiunile parlamentare, președintele țării este obligat, repet, luna august 2020, decizia Curții Constituționale, este obligat să înainteze candidatul la funcția de prim-ministru. Nu se joace că noi o să așteptăm 9 zile, o să ne jucăm de țara în bună. Nu merge varianta aceasta. Sau merge la uzurparea Constituției, primul act actualului președinte. Lasă înainteze candidat. Dacă nu s-a votat prim-ministru de 2 ore în decurs de 45 zile, mergeți la alegeri parlamentare începate. Vom vota noi sau nu? Cel mai probabil nu. Dar să vedem cine înaintează. Dacă înaintează, nu știu. Nu știu, nu o să accepte niciun. Așa că o să vedem. Deci ceea ce spun unii deputați și încearcă să jongleze, nu le face față. Și eu cred că dacă suntem oameni serioși, trebuie să mergem conform Constituției. Demisia deputaților. Știți ce înseamnă demisia deputaților? Asta la ce toți 101 deputați care sunt acum, plus restul toți care sunt pe liste, pentru că dacă un deputat și-a dat demisia, vine următorul de urmă. Adică trebuie toți 101 plus încă vreo 500 de potențial candidați la toate partidele. Nu astea sunt aberanții. Astea sunt jocuri copilărești. Domnule, da, poftim, poftim, poftim. Dacă cum prioritate să pădejeți PSR-ul? Что? Тогда какое правительство поддержит ПСР? Которое представляет государственный интерес. Но, скорее всего, это будет после парламентских выборов.
Domnule, dacă ce bun la sfârșit. De ce nu purtați mască? Am purtat mască, însă ca să vă fii mai comod să auziți răspunsurile la întrebări. Domnule, aici vreau să vă întreb, Moscova a rămas dezamăgită că ați pierdut alegerile? Noi nu ne interesează opinia și dezamăgirile sau eforie, indiferent a cărui actor. Noi ne interesează interesele cetățenilor Republicii Moldova. Eu consider că cetățenii Republicii Moldova au luat acea decizie care au luat-o și eu respect decizia cetățenilor. Eu consider că vor avea de suferit cetățenii după această decizie, dar decizia au luat-o și eu respect. Și de ce? Ca un politician responsabil, nu am scos oamenii în stradă, am făcut un pas în urmă. Și am spus, ați învins, poftim, aveți posibilitatea să vă manifestați. Vă mulțumesc! Dumneavoastră, ce funcție aveți acum? Nu aveți președinția Parlamentului. Nu, în cadrul partidului. Deci și așa mai departe, dar rămâne pe seama lor. Noi rămânem a fi echipă. Nu-mi doresc poziția de președinte de partid. E prea mare responsabilitate. Este ultimul congres al Partidului Socialist? Ultimul? Da. În ce sens? În sens ultimul rat, pentru voi. Nu am înțeles întrebarea. Câte persoane au participat la eveniment? Noi am avut două săli coordonate. Delegația a fost 79 pe liste, aleși din parte la 41 organizații teritoriale de partid. Special am propus o normă de reprezentativitate mare, ca mă rog, că e situația pandemică. Și pentru acești 79... prin online. Și pentru acești 79 de oameni am avut două săli închiriate și au putut să verifica la sindicate unde ne aflăm, am plătit două săli. Noi suntem disciplinați, eu să verific la contabilitate, dacă nu greșesc, 4, 5, 6 mii de lei ceva. Că aici depinde de timp, noi am depășit acum un pic timpul și o să trebuiască deja să discutăm. Dar doar președintele partidului s-a schimbat sau a fost mis vicepreședinte? Nu, am ales o nouă componență a Consiliului Republican, așa este după statut, la noi conduce între Congresul conduce organul colegial, Consiliul Republican, compunență de 150 de oameni. Da, încă în afară de aceasta avem și Comitetul Executiv Politic și Secretarul Executiv. Vicepreședinții s-a schimbat, no, doamna Greceană, ce? Noi în statut nu avem vicepreședință, așa este structura clasică la partid, avem Secretarul Executiv. Domnul Ceban a rămas până la sfârșit? Da. Dumnealui spunea că e în pauza de masă și își poate permite. Nu, trebuie să discutați cu dumnealui. Eu n-am reușit să discut cu dumnealui. Nu știu agenda. Dacă v-a spus, înseamnă că așa și este. Ce urmează? Sărbătoriți? Suntem acasă, suntem pe loc. În vacanță? Nu, eu nu practic vacanță iarnă. Nu, eu ziceam astăzi, ce urmează? Astăzi ce urmează? Nu, spunem, mulțumesc colegilor și mergem la lucru, că azi avem încă la Parlament niște activități. Ce activități? De ce nu ați transmis live tot? Închidem anul. Poftim? De ce nu ați transmis live tot? Congresul de partid mereu și nu doar la noi la socialiști, este o măsură internă de partid. Unii se dau dările de seamă de Consiliul de președinte partid, de Consiliul Republican, de Comisie de Control, de structurile interne. Asta e măsură organizatorică internă. Este firescă, este măsură unde noi ne expunem. Și asta este ceva ce se produce în familie. După asta am ieșit și am comunicat. Domnule Patrinciu, de ce Igor Dodon și alți deputați nu au participat la învestirea Maesan? Da, Partidul Socialist. Mie îmi pare că am făcut declarații de ce. Nimic nu s-a schimbat. De ce? Este victorie, este triumful dumnealor. Noi ne bucurăm pentru ei. Și i-am lăsat de ce să-i stricăm bucuria. Credeți că... Eu cred că era o componență, un dream team puternic. Am văzut că deja sunt certuri acolo, că unul a fost invitat, altul nu. Asta ține de colegi de treabă, să se clarifice cu problemele pe intern care le au și la noi o să urmărim această Santa Barbara dintr-o parte, o să primim plăcere din cauza de diferitori disensiuni, conflicte interne, concurență neloială. O să vedeți la ce va ajunge acest loc. Noi deja am văzut dreapta. Dreapta niciodată nu a fost productivă. Noi am avut guverne de dreapta. Miliarde, bănci, aeroportul, chestia am văzut. Așa că noi știm pe viitor ce așteaptă pe ei. I-am lăsat să triumfeze. Unica ce n-am înțeles raportul, da, între președintele ales, cei care erau în față, nemijlocit Palatului Republicii, da, tractoare, chestii, mi-e pare că colegii nu s-au gândit bine la scenariu. Dar restul îi privește.
Sperăm că vor fi productivi și sperăm că va fi totuși un dialog civilizat. Că noi ne-am așteptat la acest dialog, noi am făcut invitații și noi am spus asta poate fi și un dialog neoficial, că noi înțelegem unele frustrări. Noi vedem că dialog nu este. Discuția noastră cu doamna președinte a durat în situația crizei politice, în situația când trebuie să vedem foaia de parcurs și juridică, și cum asigurăm guvernul, și cum asigurăm mai multe, a durat 4 minute. Acest lucru nu este serios din partea doamnei președinte. Noi suntem gata de dialog, noi înțelegem că societatea are... Deci v-ați dori acum o majoritate cu cei de la PAS? Nu, eu spun de dialog. Noi am vorbit că scenariul nostru comun, ei sunt alegerile parlamentare anticipate. Dar sunt două laturi. Da? Prima este partea juridică, la care am văzut și am rămas surprins că doamna nu are viziune. Și doi, în perioada aceasta, până ce se dizolvă Parlamentul, până ce se desfășoară campania electorală, alegerile anticipate, ce facem noi? Cum asigurăm activitatea acestui guvern? Ce propunerile pot fi din partea dumnei? Poate și noi venim, dar hai să ne așezăm la masă. Vreți fără presă, vreți cu presă. Am văzut anumite reticențe, am văzut anumite frustrări. Probabil că moral psihologic, doamna președinte, încă nu este gata de un dialog serios. Poate acest lucru se va produce imediat după sărbători, dar deja decizia următoare aparține doamnei. Totuși, domnule Bătrâncea, domnul Dodon spunea că PSRM va avea poziția decisivă în ceea ce va urma mai departe. Cine se spune? Eu cred că alegerile, în mod normal, așa cum vedem noi analiza juridică, asta cel mai probabil e luna mai. Hai să admitem, fază 5-60 de zile. Ca să nu dacă, vă întrunim. Dacă mergem, nu, dacă nu ne întrunim, asta sunt 90 de zile. Asta sunt 90 de zile. Asta tot este posibilitate, care noi tot trebuie să discutăm cu doamna președinte, dacă doamna va găsi necesar. Asta este un scenariu. Nu am văzut răspuns la acest scenariu. Scenariul numărul 2 este fază 5-60 de zile, deci două încercări, da? De a numi guvernul. Nu se numește guvernul, Parlamentul se dizolvă. După asta, campania electorală durează până la 90 de zile, conform legii, conform tuturor procedurilor a Comisiei Electorale Centrale. Iată, dacă facem un simplu calcul, se primește luna mai, a doua jumătate, începutul lui iunie, dar trebuie să discutăm asupra acestui scenariu juridic. Și doi, cel mai important, cine va asigura interimat la guvern? Cine va fi responsabil? Da, banii au rămas, bugetul este, totul este, dar cine trebuie să administreze aceste lucruri? Aici tot competența constituțională aparține doamnei președinte. Ea trebuie să decidă, să delege o persoană, da, care să fie interimar în această situație. Dacă vrea să discute cu comunicii, ok, dacă nu, noi nu ne supărăm, noi o să așteptăm, noi avem multă răbdare. Mulțumesc mult!